biserica are toate accesoriile. Are cântarea pentru muierea inimii, are psalmii pentru umblânzirea inimii, are rugăciunile de umilință pentru storsul lacrimilor, are rugăciunile de laudă pentru slăvirea lui Dumnezeu, are rugăciunile de doxologie pentru măreția lui Dumnezeu, are rugăciunile de evlavie care stârnesc credința. Și atunci omul nu are de ce să teme. Deci alergi de la un pom la altul, de la o fructă la alta, mănânci din toate fructele până prinzi fructul cel bun, fructul cel viu. Dacă mergi la iscodire care ține de pomul cunoștinței binelui și răului și începi tu să deschizi cartea de canoane, da, dacă am furat 2 ani, dar mai trăiesc eu 2 ani până mă împărtășesc. Dacă am desfrânat, 7 ani, eu știu ce se întâmplă până atunci, dar știi tu, trăiești până mâine. Și unii scrie că dacă ai intrat în mănăstire, azi ești și mâine trebuie să fii. Spune Sfântul Vasile cel Mare, când ai primit dimineața, roagă-te și dă slavă că nu știi dacă primești sara. Când ai primit sara, roagă-te și dă slavă lui Dumnezeu că nu știi dacă ajungi dimineața. De aia spune la rugăciunea glos, nu-mi fie patul acesta mie groapă. Deci, automat, tu trebuie să fii pregătit de întâlnirea cu Dumnezeu. Și iarăși e proverbul ăla frumos, el nu-i călugăresc, dar e de zidire, spune așa: să te rogi ca și cum ai muri mâine și să muncești ca și cum ai trăi 1000 de ani. Că atunci nu greșești niciodată. Că dacă te ostenești, tot părintele Paisie Olaru spunea treaba asta. Și că drăguț, fă binele și aruncă-l în drum, că nu știi când te întâlnești cu el. Că dacă faci bine și găsești rău, dacă faci rău și găsești. Asta era una din vorbile lui simple pe care le spunea el. Da. Deci, legat de firea călugărească, deci nu există în Împărăția Lui Dumnezeu om și femeie. Atât o maică când se călugărește, atât un călugăr când se călugărește, ei sunt îngeri. Că firea rămâne trupească și femească, vorbește tot Patericul de Sfântul Dorotei, de Sfântul Teodor și el cu copilul din Alexandria, care de fapt era Teodora toată ziua. Deci, firea se biruiește. Deci, poți să învingi prin călugărie. Călugărul primește o harismă specială care se numește darul de părinte, adică de a naște din cuvânt și ea nu ține de firea umană. Deci, de ce îi spui unui fecior, unui flăcău neînsurat părinte și el a avut copii vreodată, o format pe cineva vreodată? Nu. Prin călugărie, monahul primește acest statut de a zidi și de a crea suflet sănătos și de a crea suflet mântuit prin cuvânt. Deci el este un Adam cel nou care nu se mulțește din poftă și din patimă. Și am să vă spun două cuvinte de folos care de 26 de ani eu le-am primit de la părintele Ilarion astea, dar de 26 de ani le-am dat și eu la toți călugării și călugărițele care i-am spovedit, pentru că și eu l-am primit și mie mi-a prins bine. Spunea părintele Ilarion așa: că inima omului este locașul Duhului Sfânt. Și când îl primești pe Duhul Sfânt? La împărtășanie și la rugăciune. Inima omului este locașul lui Hristos, că spune în Evanghelie: Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Dar ce știm noi după învățătura ortodoxă? Că Hristos nu umblă lela. Ori cu crucea, pentru că ne-a adus jertfa prin cruce și înviere, de aceea ne închinăm crucii tale și învierii când spunem rugăciunea, învierea lui Hristos văzând să ne închinăm, sau este în brațele Maicii sale, a Fecioarei Maria. Deci el nu umblă niciodată de unul singur, așa, prin pustiu. Și atunci, tu ai două șanse. Dacă ești parte bărbătească, în inima ta să sălășluiască Maica Domnului. De ce? Că l-a dus și pe prunc acolo la tine. Dar de ce l-a dus și pe prunc? Ca să-ți încălzească inima să poată să meargă rugăciunea. Și acum, dacă tu te-ai devotat Maicii Domnului și ai ales-o ca stăpâna bisericii care te-a închinat prin călugărie, poți să o mai înșeli pe ea în calitate de ocrotitoarea ta cu un suflet de femeie oricare ar fi? Că am întâlnit un biet călugăr, Dumnezeu să-l ajute și să-l mântuiască, îmi spunea odată, l-a spovedit ceva de genul: părinte, sunt un om terminat, părinte. Dacă nu-i dau într-o zi telefon sau nu o văd, simt că nebunesc. Măi, băiatule, măi,
ai trăit vreodată patima asta față de Maica Domnului, să nu poți fără ea să o dorești în fiecare clipă. Părinte, astea sunt utopii, nu se poate așa ceva. Pe Maica Domnului nu a văzut-o nimeni. Nu poți să te îndrăgostești de o icoană care nu are viață. Deci ca să vezi dracu până unde îl dusese, până unde îl chinuia. Și zic, băi, frate, băi, zic, câte rătășiri în mintea ta, trezește-te, că nu ești deloc pe un drum bun. Și a zis, părinte, prefer să stau în iad, dar nu mă pot lăsa de ea, mor de acolo. Și i-am zis, ține 40 de zile de pâine și apă, fă o psaltire în zi, fă toată pravila. Și așa au făcut și la 40 zile tot nu s-au întors în mănăstire, tot la păcat au rămas. Și a zis, părinte, pot să ard pe foc de viu? Nu pot. Poate la bătrâneță, dacă s-a luminat Dumnezeu, băi, zic, unde a luminat Dumnezeu mai mult de atâta, n-am ce să-ți fac. Voință o avut, s-o străduit, dar nu da randament. Și în momentul când tu scoți din inima ta pe Maica Domnului și bagi patima trupească, pierzi două lucruri. Pierzi veșmântul de lumină de la călugărie, că tu ce-ți spune la călugărie? Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, aleluia. Pierzi pe Hristos care nu poate să stea într-un vas necinstit și necurat și plus că spune în asta, cum se cheamă, în epistolele lui Pavel, cine va strica templul meu, adică trupul, și eu îl voi străca pe el. Deci nu te iartă Dumnezeu. Tu ți-ai bătut joc din trupul călugărului, când călugărul nu ești tu. Noi ne-am obișnuit să credem. Ce, bă, eu sunt călugăr și fac ce vreau cu viața mea. Viața e a ta. Dar călugărul nu e a tău. Călugărul e a lui Iisus Hristos. Că el a venit și ți-a dat numele, el a venit și te-a împărtășit, el a venit și te-a peșetluit, el te-a scris în cartea vieții. Tu porți călugurul ăla după tine ca o povară. Ăla e un înger cu aripile tăiate pe care tu îl chinui. Nici nu-l lași să zboare, nici nu-l lași să moară, că ești tu viu, că el trăiește, că trăiești tu, și nici nu-l lași să trăiască, adică să-i dai viață, să poți să-l eliberezi, să se poată manifesta ca atare. Și tu omori doi oameni deodată, deși îl omori și pe Ioan, care l-ai tărit la mănăstirii de acasă cu traista, și îl omori și pe Ioanichii, care nu l-ai lăsat să-și facă treaba, să se manifeste. Poate el ar fi avut dorinți mult mai bune decât tine, dar tu l-ai tras tot timpul în jos, tot l-ai tras în... Se spune când a fost decretul ăsta în Siestria, mulți își luau de amintire, o bucată de ras, o bucată de dulam, o bucată de manti, să aibă la și să roage, adică să știe și cu ei. E ori în ziua de azi călugru când pleacă, dă foc la ele, nu știu dacă se mă uită la ele. Deci e o mare diferență. Și atunci, în momentul în care tu ai omorât îngerul din tine, în momentul în care tu ai ușis omul lăuntric, pentru că de fapt călugărul ăsta te urmărește ca o umbră toată viața. Astea sunt prostii, invenții de astea moderne. Deci asta e sincretismul ăla de care am început noi cu prima întrebare, secularizarea aia bolnavă. Să crezi vreodată, deci asta e, aici e toată esența, să crezi vreodată că tu te poți depărta de cel pe care l-ai chemat la tine cu gura ta. Că te întreabă, dacă mi-aduc bine aminte, sau parcă așa începe. De bună voie și nesilit de nimeni, te apropii de primirea marelui și îngerescului chip și vrei să intri în ceata monahilor și de acolo tu răspunzi din sub mantie. Așa cu ajutorul Dumnezeu cinstiti părinte. Și asta se spune de vreo 7 sau de 12 ori pe lungul rânduielii călugărești. Iar când se termină, preotul sau starțul cine îți face taina, îți spune că binecuvântat este cel ce vrea să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Cine e ăla? Ion? Nu. E omul lăuntric care a vorbit din tine, că chemarea e lăuntrică, nu-i de afară. Ion, dacă îl dezbraci, e la fel ca toți oameni. Are chele, păr, oase, carne și dacă dezbraci un călugăr de ținuta călugărească și îl omori cu un om de rând și îl arunci într-un părău, nu știi unul că ăsta e călugăr și că ăla nu-i călugăr. Numai Dumnezeu știe care e ăla, că el știe cu era trupul, dar în restul n-ai nicio diferență. Dar pe călugăr îl cunoști și după chemare. Că glasul lui, cum spune Mântuitorul, oile mele cunosc glasul meu și vin după el. Și în momentul în care tu te-o binecuvântat preotul pe cap, următorul lucru îți dă foarfica. Și ce face? Îți întărește binecuvântarea aia duhovnicească pe capul tău pământesc. De ce? Ca să-l lipească pe călugăr exact cum i-a lipit sufletul de trup. Vine și-l lipește pe călugăr exact de trup. E a doua peșetea ta.
De-aia spune, iată, te-ai născut a doua oară. Odată te naști din apă și din duh și odată te naști din cuvânt, sufarfică. Și din clipa aceea respectivă, când te întreabă la călugărie, cum te numești, frate? Nu-ți spune cum te numești, călugărie. Cum te numești, frate? Păi monahul cu tare, păcătosul, după nume. Ei, din clipa când ai pronunțat că primul care te întreabă e starețul, e cel care te-a tuns. Tu primești Sfintele Taine, te împărtășești. Tu din ziua aia, până în ziua înfricoșatei judecăți, nu vei mai putea fi dezlegat din nimeni niciodată de acest jurământ, pentru că jurământul ăla nu-i făcut cu sânge de om sau cu pixul ăla, nu-i făcut cu ștampilă și cu semnătură și cu aprobare și cu nu știu ce. Ăla este făcut cu sângele lui Hristos. Când ți-a dat preotul în gură și a spus să împărtășești robul Dumnezeu, monahul cu tare, cu cinstitul trup și sângea Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cei doi s-au sudat odată pentru totdeauna până la sfârșitul veacului. Deci călugărul ăla se mai eliberează și îi cresc aripile în ziua morții tale în veșnicie. Deci el pleacă odată cu sufletul, deci se unește de suflet și pleacă în veșnicie, înaintea lui Dumnezeu, că acolo Teofan îl așteaptă, sau Grigorie, sau Martinian, sau cum l-o chema pe el, nu-i Ion și cu Vasilii care vinea de la țară, cu traista în spate când era copil la mănăstire. Deci atâta e de adâncă taina asta a călugăriei. Și atunci, în momentul când tu te duci la vale, fără nicio chemare, fără nicio trăire, fără nicio simțire, tu, de fapt, n-ai făcut altceva decât să omori îngerul ăla, deci să nu-i dai viață. Deci tu l-ai lăsat, pe ăla l-ai lăsat în agonie, exact cum spune acolo. Și-o trecut preotul pe alături și n-a avut ce să-i facă. Nu că n-ascultă de Evanghelie, o trecut levitul, n-are să-i facă, că nici porunca nu vrea să o împlinească a supunerii. Și atunci el e mort și vine samarineanul și-l ridică, vine Hristos și mai încearcă să te salveze. Dacă nici el nu poate, că în inima ta n-are loc, tu ai băgat altceva, el ce să facă? Trebuie să pleci. Niciodată un călugăr nu poate fi luptat de duhul curvii la modul la care el să cadă în păcate grele sau patim mari, pentru că Maica Domnului tot timpul în inima lui. Iar la maici e același lucru, numai că este pe o altă filieră, deci este de o altă natură. Acolo de față este Iisus Hristos, mirele. Fecioarele aveau mire, deci mirele a venit la nuntă, nu mireasa. De-aia călugrii cântă împărăteasa mea prea bună, iar maicile cântă, iată mirile vine miezul nopții. Deci ele au pe mirile Hristos, iată mirile vine miezul nopții, fericită sluga pe care o va afla priveind. Deci Hristos, ca să intri în inimă, nu vrea să stea singur, vrea cu mama lui. Și în momentul în care tu ai scos-o pe Maica Domnului din inimă, Hristos pleacă de la sine. Și dacă o pleca Hristos, normal că atunci intră păcatul. Și atunci te miri. Deci un bilețel, un telefon, nu știu ce relație, nu știu ce întâlnire, nu știu ce discuție inutilă. Întâlnisem un caz de asta și i-am zis, maică, zic, eu în locul matale m-aș duce și aș sta într-un butoi cu apă rece să-mi revin. Și-a zis, părinte, aveți mare păcat înaintea lui Dumnezeu că nu vreți să înțelegeți ce este iubirea. Zic, sunt atât de fascinat de iubirea dumitale încât mi-aș trage un glonț în cap, dar n-am pistol. Deci, îmi explica cât de absurd și cât de fanatic sunt în gândire, că nu pot să înțeleg ce înseamnă ăla sentiment curat. Și atunci, eu am luat o decizie pe care o respect și în ziua de azi. Când vine un flăcău la mănăstire și are 18, 20, 17, 19, zic, măi, ai gândit călugărie, da, e bine, e nevoie de tine, că mai faci un preot sau un diacon și are cine slujă biserica. Dacă vine câte o maică, știi ce le fac? Ce vârstă ai? 22. Aleu! Zic, nici nu te gândi. Te duci, termin facultatea, caută-ți de servici, caută și un băiat bun dacă găsești și dacă te-o prins 30 de ani singură, mă cauți că după aia te trimat la mănăstire. Și le trimat la Mihaela, la Lepșa, că el leacă așa mai dintr-o bucată. Și dacă rezistă la Mihaela și nu pleacă într-o stămână, e bună de călugăriță. Dacă după o stămână a plecat, îi și spun când vine, că spuneți și părinte să știți că am stat o săptămână cu greu ca să fac canon, dar nu-mi place. Dacă nu-ți place, nu te du în altă parte, că n-ai să fii de călugăriță. Să știi, dacă aici n-ai făcut față, în altă parte, dacă te lasă de capul tău, ori te duci la vale, ori nu să alegi nimic. Și am vreo 20 de mai și mai multe nu am eu de tăte, care le-am trimis la mănăstire, dar mulțumesc Dumnezeu că tăte sunt mănăstiri. Deci una singură am scăpat-o pe coclauri, dar necăsătorită. Dusă pe în Greșea, în blădinie bună, pe la mănăstirile astea, cu pictura, cu broderia, cum e acum moda. Să învețe în atelierile astea și învață pe acolo, să își desfășoară activitatea. Dar în restul, mulțumesc Dumnezeu în sensul că care au avut,
care au avut să fie, sunt și astăzi. Adică o dat Dumnezeu și nu s-o rătăcit. O mai fost surori de astea care au plecat, dar au plecat sora, adică au plecat, cum să spun, nerasoforită, necălugărită, adică nici pe Dumnezeu nu l-a mințit, nici și nu și-a făcut rău, dar le-a prins bine. Una are 3 copii și foarte harnică și gospodină și o zi, chiar așa mi-a spus, părinte, să știți că 2 ani de lepșa pentru mine contează pentru toată viața mea. Mi-a ieșit fumurile din cap, mi-a ieșit figurațiile din cap, să știți că am un bărbat bun, muncesc, mă sunt bine, dar zice câteodată noaptea tot mi-aduc aminte de utrenici și mă mai scol și citesc, adică tot e rămas ceva. Da, îți buni creștini buni, da, dacă ar fi cu zidire de suflet, nu cu pierdere de suflet, adică faptul că a stat în mănăstire nu se ide gând să hulească, bă, că cum e la mănăstire. Și am avut și una invers. Am avut una tot așa, dar eu i-am spus de când s-o dus. Ția mănăstirea muză cum nimia mă însurază. Ai tu treabă cu mănăstirea, de ce te duci? Nu pricep. Nu, că ea are chemare, de-aia s-o dus chiar avară să acolo. Neapărat că să ajungă ea la mănăstire. Și după ce o smerit-o Dumnezeu vă 2-3 ani și nu i-a dat copii, amu până la urmă a venit un copchilaș. Și când îmi scrie o scrisoare, eu zic, bă, i-am primit și eu o scrisoare, zic, îi spin străinătățul, duș. Zic, cine știe ce lucruri duhovnicești mi-au pus în... Cine știe ce lucruri duhovnicești mi-au pus în scrisoare, ce întrebări, ce trăiri, ce, știi, și eu naiv după mintea prostului care trage nădejde. Zic, băi, poate i-a venit gândul și al bun. Părinte, știți, noi suntem în străinătate, strângem bani, vrem să ne luăm o mașină bună, vrem să ne facem o casă frumoasă. Și dacă ați vrea să ne dați dezlegare, să nu mai ținem postul ăsta de miercurea și vinerea nici cu trupul, nici cu bucatele, că e greu și suntem tineri și suntem și noi mai nestăpâniți și așa. Și dacă ați putea să ne dați și o pravilă mai scurtă, că e cam multă ce ne-ați dat. Și i-am dat SMS-ul înapoi că aveam numărul de telefon și i-am spus, zic, da, 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 zic, după 2 ani de lepșa, că tot așa au stat vreo 2 ani și ceva, zic, primul lucru care l-ai șerut, ai șerut la Dumnezeu să te fac atei. Zic, dacă asta îți dorește, asta să faci. Zic, Doamne, ajută numai că atât alt duhovnic ca să n-ai binecuvântarea de la mine. Zic, du-te la cine vrei, îți dai și dezlegări vrei. Și atâta s-o ales din mănăstire, că vrea dezlegare, îți poate mânca în iercurea și vinerea de dulce, că e în străinătate și lucrează și îi trebuie bani de casă. Ia ca de aici nu s-o folosit cu nimic mănăstirea. Adică nici mănăstirea nu a zidit-o pe ea, dar nici ea nu s-a zidit în mănăstire. Și am mai avut una care a stat la mănăstire numai 3 zile și ar mai fi stat. Dar nu i-a plăcut că nu o lăsa stareța să facă baidic odată pe săptămână și că nu i-a dădea voie să dea cu spray sub soară, că ei nu-i place să miroase. Și avea un tricou din ăsta plin de transpirație, cum o stat vreo 3 zile la fân. Și mă sună disperată de acolo din mănăstire și îmi spune, părinte, nu mai rezist, mor, înnebunesc, vă dați seama, am 3 zile de când n-am făcut duș, nu m-am dat cu rimel, nu m-am dat cu un spray, știți cum sunt? Sunt o bombă de infecție ecologică. Zic, draga mea, dacă nu pot sta, spune lui starță că ai vorbit cu mine, ia-ți bagajul, du-te acasă, da, am o rugăminte. Fii atent, zic. Tricoul ăla de pe tine și rochea cu care ești îmbrăcată nu le spăla. Pune-le într-o pungă, ia-le acasă așa cu transpirația aia, că e transpirație creștină, zic, nu de bagabante. Și când ai să ai în lumii inspite, fă trimătănii și sărutele, că alea sfinte, zic, ai nevoința ta de viitor în viață. Și de câte ori are câte o ispită, îi spun, zic, azi iar n-ai pupat tricoul ăla de la lepșa, că zic, că streșeai ispitele. Și totdeauna îmi spune și părinte, alea 3 zile să știți că m-au marcat grozav, totdeauna zic și mă ia dor, așa și mai sunt nevoia, zic și să mă duc, dar să roagă, să închină, mergi la biserică, să spovedești, adică poți să te zidești și într-o zi și poți să nu te zidești într-o viață. Poți să stai în mănăstire și în 50 de ani să nu vezi nica și poți să stai o zi și să mori sfânt, adică înaintea lui Dumnezeu lucrurile nu stau cum le vedem noi. Era un pateric. După ce a stat 70 de ani în pustie și a bătut dracul joc de el și a zis, n-ai făcut nici o minune. Zice, și mai pierzi vreme pe aici. Și Dumnezeu, pentru nevoința lui, i-a arătat îngerul și a zis, părinte, eu-s vecinul matale de la chirii din deal, am avut o vedenie azi noapte, întoarce-te, dar era îngerul Domnului. Întoarce-te și te pocăiești că în 3 zile ai să mori. Mi-a spus Dumnezeu că vrea să vină să-ți ia sufletul. Și s-a întors înapoi și s-a pocăit.
altul tot așa, era supărat că nu a făcut minuni toată viața și când s-a întors înapoi în pustie, că i s-a arătat Dumnezeu și a zis, treci la chilie că vine acum, stau de vorbă cu tine. Sara, când i s-a făcut foame și a cătat finicul, nu mai era. Când a cătat izvorul, nu mai era. Și a început să plângă, Doamne, dar așa-s de păcătos ca să mă golești pe mine de tot harul tău, deși mi-ai luat hrana și apă. Și atunci i-a spus îngerul, ce nu ți-i rușine, părinte, zice. Păi mai mare minune ca asta, să stai în mijlocul pustiei și în arșița asta și să ai izvor și hrană, să te poți ruga în liniște Creatorului. Mai mare minune ca asta îți trebuia, crezi că învierea de morți sau crezi că facerea de minuni sau înainte vederea îți virtuți care te zădesc cu ceva la Dumnezeu? Că ați văzut acum, chiar tot în epoca modernă, toți duhovnici ar vrea să vadă înainte, toți duhovnici ar vrea să știe viitorul. Chiar sunt duhovnici de ăștia de genul, eu nu mă supăr, dar nici nu suport prostiei de genul ăsta. Tu vei avea o problemă. Eu am 100 de probleme într-o zi, nu una. Spune-mi-o care e cea mai importantă. Dar omul când se scoală plătește factura, dar omul are mers la servici, dar eu rup din salar, dar nu-l ascultă copchilul, dar are de dat la curent, trebuie să-și facă piața, trebuie să-și plătească cablu, trebuie să-și plătească caloriferele, trebuie să-și plătească gazul. Probleme nu sunt. Și vii tu să-mi spui că o să am o problemă. Poate ai tu o problemă. Deci la prostii de astea nu trebuie să ne pretăm, deci nu trebuie să le primim, pentru că sunt înșelări. Deci înălțări de astea de minte și zice, măi, dacă ține la creștin, ține, las, l-am prostit, i-am luat banul, mi-o dat pomeli, cum mai mă caută, că eu-s văzător, îi mai bag trei gogoși și am rezolvat. Asta nu e ortodoxie. Deci asta e spre rușinea ortodoxiei și de aia ne plângem că biserica de la 90% e 60%. Biserica nu se măsoară în procente, că dacă vine mâine o nenorocire și dă peste noi o inundație sau dă un război, să-i vezi cum rup pragul la biserică, mușcă cu gura din păreți roată, le găsești roasă ca de car bisericile. Dar omul când e buiac și când e bine, face pronosticuri din astea, că câți cred, câți nu cred, nimeni nu știe câți cred. Dacă într-o cetate sunt 5 drepți, Dumnezeu nu pierde cetatea. Da, nu știm dacă mai sunt aia 5, aia e problema. Asta trebuie să ne punem problema. Mai avem șansa lui Lot, din Sodoma și Gomora, să mai existe 2-3 drepți ca să nu pierde Dumnezeu cu foc cu tot cu noi? Aia e problema. Era undeva la Constanța sau nu știu unde era, tot așa un duhovnicuț din ăsta și îi comunicase la o creștină de asta luni la ora 8 în cutare lună și în cutare zi vei avea cutare problemă, ai spățești cutare lucruri. Mă sună și îmi spune, părinte, uitați, am fost, mi-a deschis, mi-a spus așa, măi, în cutare zi, da, ca să vezi că și dracu cât lucrează și le așează, că aici mi-am dat seama cât e de viclean. Zic, în cutare zi, la ora cutare, în ziua cutare și în luna cutare, tu să fii cu 3 zile de post pregătite, în biserică ai dezlegare să te împărtășești. Ce crezi, domnule, că s-a întâmplat în urma ei cât ea era la biserică la ora cutare? O altă mașină care trecea pe drum s-a răsturnat și a bușit mașina ei și a farmat-o. Dar la ora când ea era în biserică, ca să nu lasă dracu și o zis, a, o trimis-o la biserică să se închine, să creadă în Dumnezeu, las că îi aduc eu credința înapoi la ocultism, că e mai ușor la prostiile astea neortodoxe. Și i-a dat întâmplarea să se petreacă acolo la... i-a dat întâmplarea să se petreacă la fața locului și îmi spune și părinte, zice, mare dreptate ați avut. Norocul meu că am fost în biserică. Ce credeți? Când am venit la biserică, îmi spun vecinii că la 8:30 au făcut un accident și au venit și s-au izbit drept în mașina mea. Da, dacă eu eram acolo, nu mă omore? Ați văzut că au avut dreptate părintele ăla. Ce să mai spun acum? Zic, da, dar vedeți că dacă ați fost credincioasă, ați depășit, ca să rămân tot eu deasupra, știți? Nu rămân de... Da, i-au rămas cu ideea că părintele a avut dreptate. Am îți dai seama că nu mai are o problemă. Tot la părintele se duce și se vadă la și oră se întâmplă. Nu-ți duce la biserică să se împărtășească. Deci asta e marea dramă. Deci aici trebuie să facem diferența. Că spun unii și... Da, dar am fost la vrăjitoare și m-au trimis la biserică. Da, știți, am fost la ghiștori și la biserică. Mi-a zis, nu trebuie să te trimate dracul la biserică. Chemarea lăuntrică. Tu trebuie să intri în biserică nu de gura starețului, nu de gura duhovnicului, nu de gura mamei, nu de gura tatei, de gura conștiinței. Atât de mult dorește șerbul de izvorul apilor,
Asta, sufletul meu de tine, Doamne, exact ca șerbul de izvorul apelor. Nu trebuie să aștept să te împingă cineva la biserică. Tu trebuie tu să rupi. Când o tras clopul, tu trebuie să rupi papușii până în biserică. Aia e cu adevărat dorință de mântuire. Și dacă vrei să te duci într-o mănăstire să vezi, uite, de exemplu, eu am văzut de dimineață că chiar mănăstirea de aici are duh de rugăciune. Dacă vrei să duci într-o mănăstire, am fost la o mănăstire renumită, nu-i contează numele, de curiozitate, n-am fost niciodată. Și am zis, hai, zidem și noi mănăstirea aia, nu mă știe nimeni și nimeni. Și am intrat în biserică, era un singur călugăr la strană, mai în vârstă așa, pomenea niște pomelnicuți, restul erau lela pe afară. Și am zis, zic, da, nu-i Sfânta Liturghiei la dumneavoastră? Ba da, și că suntem la jumătatea Sfintei Liturghiei, dar zic, n-are mănăstirea obștie? Eu știam că-s vă 30-40, dar n-are mănăstirea obștie? O, dar-i treaba dumneavoastră? M-am întrebat așa din curiozitate, că nu-i văd la biserică. Ia vedeți-vă, domnule, de treabă. Și ies afară și întreb pe un călugăr care era pe acolo, zic, dar nu presc călugării la liturghie. De asta nu puteți dormi dumneavoastră? Dacă aveți nevoie, mergeți în biserică și vă rugați. Dar e povestea, n-avea treabă. Cosau, lucrau, fășeau și fășeau. Da, nu cred eu că nu se poate face treaba într-o mănăstire dacă pui liturghia în loc de 7 la 6 și de la 7 la 6 stai la liturghie și după aceea să te duci să faci treabă. Nu știu dacă neapărat în timpul liturghiei trebuie tu să plijești, să ari și să prășești. Asta e chiar lucrarea lui Sarsailă care să distrugă și-o mai rămas bun în ortodoxie. Adică să-l facă pe călugăr chiar din om, animal, străcat de tot. Adică să-l distrugă de tot. Da. Și de asta spun. Dacă îți place biserica, îți place și raiul. Dacă nu îți place biserica, și în rai o să te plictisești. Pentru că în rai nu mai rugăciune. S-a dus unul în rai și-a văzut prima zi că e frumos, dar l-a plictisit. A văzut a doua zi că scântări, l-a plictisit. A văzut a treia zi că sângeri, pomi, flori, l-a plictisit. Și l-a întrebat pe Sfântul Petru, altceva mai aveți? Păi că nu eu hotărăsc, stăpânul. Și că du-mă în audiență la stăpânul tău. Apare bunul Dumnezeu și întreabă, și frate, și ești nemulțumit, ce-ai pățit? Păi și eu stau aici de atâta vreme, dar nu mă simt tocmai. Și că Sfinte Petre, arată-i tot ce avem, dă perdeaua din ori la o parte să vadă și ce dincolo în țara păcatului, cum a hotărât dumnealui, libera voință, cu arma bunăvoirii ne-a încununat pe noi. Îl duce Sfântul Petru spre hotarul dimineața noaptea raiului acolo și când trage perdeaua din ori, iadul. Plajă, beri mici, cântare, muzică și că Sfinte Petre. Așa era pe pământ de unde am plecat eu, te rog eu. Hai vorbește cu stăpânul tău să mă les acolo. Și creștinii ai grijă ce spui, zice. Tu nu-ți dai seama, zice, ce e acolo. Dar nu trebuie să-mi spui că cunosc locul. Exact așa era de unde am plecat eu. Și bine, apare Dumnezeu și întreabă, vrei acolo? Da. Ești sigur? Te gândești până mâine? Nu. Acum vreau. Semnează. O semnat frumos, l-a luat Sfântul Petru, l-a lăsat acolo. Scrie mare iad pe o poartă de stejar și o plită legată în fier. Ies un drac așa ca un berbeș și caracul urât și întreabă, cine face gălăgie pe aici? Păi și eu, Vasile, și tu de unde vii? Păi m-a adus Sfântul Petru de la rai și eu vreau să locuiesc aici. Doamne Dumnezeule Creatorule, zice, cât de adânc ești tu în lucrarea ta, dar asta chiar n-am să o înțeleg. Toată lumea vrea să fugă de aici la tine. Și ăla fuge de tine la mine, n-a s-o pricep niciodată. Păi, dar și ți-o venit în cap? Păi și nimeni nu vine de acolo și cât e greu să intri acolo și nici prost să vii. Întuneșimea ta. Mie mi-a plăcut toată imaginea asta și vezi aici. Hai că nu-i chiar așa. Ai răbdare. Bate la ușa acolo și ies altul. Și că mai ia prostul ăsta și du-l într-un cazan de la clocotit să șadă până a venit Hristos a doua oară. Și că da, dar eu am venit așa pentru astea. Băi, fraierii, tu de la voi, de pe pământ am învățat. Când nu ai client, faci reclamă. Da, și așa ne dimenește dracu, cu reclamă. Că știți de ce e înfricoșată judecata de apoi? Tocmai pentru treaba asta. Că acolo o să vadă oamenii între ei, cât de sinceri au fost, cât de prieteni unii cu alții, ci ați văzut foarte multe lume obișnuiește să dea declarația asta. Vai, am rămas consternat când mi-am citit dosarul că chiar vecinii mei, chiar fratele meu, chiar sora mea au putut să dea despre mine informații la serii. Aia e apă de ploaie.
Ai să vezi acolo lucruri mult mai interesante. Ai să vezi că ăla pe care tu pătimeai și se rupea inima în tine de prietenie și cum să te faci mai plăcut, tocmai ăla avea o impresie proastă despre tine și zicea taman pe doar, să și vicleanul ăsta cu mălingușa, știi, ca să-l bag în seamă, dar ce eu sunt prost, nu dau 2 lei pe el. Și alea ți se pun, așa ți spune, una cu cealaltă, exact ca și cum ai deschide o carte în două. De aia spune, când se vor deschide cărțile, va tremura toată făptura, pentru că acolo vezi automat antiteza, binele și rău exact cântărit la fracțiune de secundă. Deci că nu toți vom muri, dar într-o clipeală de ochi toți ne vom schimba și unii cred că ne schimbăm din trupuri pământești în trupuri cerești. Nu. În momentul când s-au deschis cărțile lumii cu tot ce am făcut, într-o clipeală de ochi și ne credea că e alb, se trezește că e negru și ne credea că e negru, s-ar putea să trezească că e alb. Are Ioan Bria în cartea Părintele Paisie, Prietenul Sfinților, un fiecare teolog dă câte un articol din ăsta frumos să-l citiți. E unul din cele mai interesante, dintre toate și chiar mai la obiect. Și spune acolo, ci că ăsta este marele avantaj în Ortodoxie, că harul Duhului Sfânt, deși este distribuit prin arhierei și preoți, totuși îl chivernisește Dumnezeu, iar harismele, deși sunt ale bisericii, li rânduiește harul, adică li rânduiește tot Duhul Sfânt, nu li distribui omul. Îți dai seama ce și-ar mai arunca oamenii unii la alții, harisma înainte vederii, a afacerii de minuni, a vindecării de bolnavi, da, ia-o tu, dar așa li dă Dumnezeu, unii știi el știe pe cine-o puși învățători și apostoli și profeți și de toate. Și spune că atunci când vom fi la judecata de apoi, una din semnele reale ale vederii noastre este strălucirea sau întunecarea. Că cei de-a stânga spune că vor străluci ca soarele, iar cei de-a dreapta, iar cei de-a stânga vor fi întunecați ca diavolul pe care i-a slujit. Și spune că mulți vor tremura și vor zice, cum, Doamne, că doar am slujit ție, în numele Tău am scos draci, în numele Tău am vindecat bolnavi, în numele Tău am făcut minuni. Și totuși Hristos le spune, nu știu, eu nu vă cunosc pe voi, de ce nu ne cunoaște? Pentru că ne-au lipsit cele două lucruri care îi spune, roada Duhului, este dragostea, pacea, bucuria și îndelungă răbdarea și toate în Duhul Sfânt. Și dacă n-ai avut astea 4 roade, poți să le scrii pe ușă singur. Mi-am semnat singur sentința la iad. Nu poți să urăști să fii creștin, nu poți să dușmănești să fii creștin, nu poți să faci rău să fii creștin, nu poți să faci fapte rele să fii creștin, nu poți să porți spică să fii creștin, nu poți să vorbești de rău să fii creștin. Nici n-ai nevoie. Unii spun că poate cu tare e sfânt. Dacă vrei să-l provoci pe unul, nu să-l provoci, că asta e tendențios. Dacă vrei să citești într-un om ce are în el, nu trebuie să-ți bați mult capul. Îl lași să vezi la cât poartă grija. Și în momentul când începi să-i vorbească pe tăți de rău, îți dai seama că el e cel mai bun. Iar când îi vorbește pe tăți de bine, îți dai seama că e el cel mai rău. Adică îți dai seama că ai de-a face cu un om sfânt. Nici nu trebuie să pui 100 de întrebări. Că spune, pomul cunoști după roade și omul după fapte. Da. Așa că ne putem face singuri judecata, nici nu trebuie să mai ajungem până la Hristos. Când ajungem, nu mai spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai pus chiar în ceata în care așteptam să fiu.